Hello tuturor, bine, v am regăsit. Um, astăzi vreau să vorbim despre, să zicem, importanța momentului, sau de ce nu e întotdeauna bine să aștepți. Ne-am obișnuit foarte mult să așteptăm, să așteptăm momentul potrivit, să așteptăm uh, starea potrivită de spirit, să așteptăm, să așteptăm în general, să. Um, Evităm să facem un lucru pentru că nu ne simțim total pregătiți. Se pune mereu problema că trebuie să fii pregătit ca să faci ceva anume. Și, da, pregătirea e importantă, dar pregătirea se face de cele multe ori din mers. Și de ce spun asta? Pentru că, așteptând și trăind cumva în amânare și în așteptarea asta a unei perfecțiuni care nu o să vină niciodată, um, Timpul trece, viața trece în general, iar noi nu uh, reușim să facem de fapt niciodată ce ne propunem. O să fac mai târziu, o să fac luni, o să fac peste un an, o să fac peste nu știu cât timp. Uh, n-am acum uneltele necesare, n-am aparatură, n-am mai, mai alta, trebuie să fie totul perfect, să transmitem calitate și să fie totul ca tras prin el sau um, stas, să urmeze totul un standard. Da, calitatea e importantă, dar dincolo de calitate, cel mai important este să ajungi să transmiți un mesaj. Și când spun chestia asta, mă gândesc mai ales la faptul că, sau să zic la exemplul meu, da, multe, multe persoane se gândesc sau mi s-a și spus la un moment dat că, da, trebuie să faci un video mai profit, trebuie să faci lucrurile așa, trebuie să imaginea contează, trebuie să fi un pic mai machiată, trebuie să fi un pic mai nu știu cum. Ideea e că așteptând sau gândindu-mă că, da, când o să am mai mulți bani sau când o să am un aparat mai bun sau când o să am nu știu ce, practic eu stau pe loc, nu evoluez, nu transmit ceea ce vreau să transmit, Uh, și uh, lucrurile practic stagnează Pentru că pe măsură ce uh, amânăm sau așteptăm perfecțiunea aia uh, De fapt, în viața noastră nu se întâmplă nimic Și totul se rezumă la învățare Învățăm făcând lucrurile Și învățăm uh, și trecem la următorul pas uh, Continuând să exersăm lucrurile și să facem lucrurile Chiar dacă nu sunt neapărat perfecte tot timpul În ziua de astăzi e foarte ușor să ajungi să transmiți unele să -ți faci ceva, să-ți dai un sens. Că, de, de fapt, și la asta se rezumă lucrurile, la foamea aia de sens. Cum era o zicală sau un proverb că de două lucruri suferă oamenii în ziua de azi, de lipsă de iubire și de sens. Ei bine, practic, renunțând la așteptarea aia unui ideal, a unui moment ideal, ajungem să creăm acel moment, ajungem să creăm un moment, să zicem, oarecum continuu în care noi facem lucrurile, dăm sens vieții noastre, dăm sens probabil și vieților celor din jur nostru într-un fel anume și suntem productivi, suntem practici. Devenim oameni de acțiune, nu mai devenim oamenii care așteaptă ca lucrurile să se întâmple din senin, devenim proactivi, cum e la modă să, spunem, să se spună, da? Începem să facem lucrurile să se întâmple pentru binele nostru și, de ce nu, pentru binele celor, celor din jur. Un alt exemplu foarte interesant despre cum mi-am dat eu seama, de fapt, că așteptarea lui totdeauna benefică Cred că l-am mai povestit într-unul din videourile anterioare pe care le găsit pe YouTube. Se referă la una din cărțile mele, de Beauty Psychology. Practic, uh, cartea respectivă conține câteva povești uh, de viață și uh, un uh, studiu făcut pe undeva la 21 de persoane. Eu mi-am propus să fac studiul la pe 50 sau 100 de persoane, uh, minim. Și evident că din lipsă de anumite posibilități. Nu s-a întâmplat așa. Chestionarul a fost completat uh, doar de vreo 20 sau 21 de persoane și eram așa cumva să în sinea mea și zic, ok, uh, na, ce fac acum, aștept, mă gândeam, cine știe, până când sau cât îmi ia mie ca să strâng uh, uh, atâtea persoane. Și am, uh, am decis să nu mai aștept, să fac chestionarul așa Pur și simplu, adică să închei cartea cu doar 21 de completări în chestionar Și ce credeți, a ieșit foarte ok Cartea este pe Amazon și o așteaptă să dați click acolo și să o cumpărați Nu mai așteptați, puneți mâna și faceți lucrurile Să se întâmple V-am pupat!